Deci astăzi s-a examinat cererea de recuzare înaintată de către apărătorii Renato Satului privire la recuzarea judecătorului Bularu. Deci judecătoarea Ana Cucerescu a pronunțat încheierea și a respins cererea de recuzare considerând-o nemotivată. Deci sunt să menționez că cererea de recuzare a fost examinată și în absența procurorului Busuioc, care astăzi nu s-a prezentat la ședința judecată. Cu toate acestea, instanța judecată a considerat că absența lui este motivată, deoarece a fost înștiințat legal. Deci, prin urmare, avem aceleași concluzii. Că toate cererile și demersurile apărătorilor sunt respinse cu vehiculețe de către toți judecători. Deci, ne rămâne să ne prezentăm la domnul Bularu, să examinăm cauza în fond. Ulterior, după ce vom fi o hotărâre definitivă, vom contesta la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Не могли бы вы напомнить, по какой причине вы потребовали отвода судьи Булару? Deci, cerințele avocaților au fost următoarele. Deci, domnul Bularu, mai întâi de toate, a eliberat mandat de arest pe două persoane arestate în cauza penală dată și, prin urmare, noi considerăm că dânsul și-a expus părerea asupra vis-a-vis de legalitatea intentării dosarului penal, deoarece noi am contestat intentarea, ordonanța de intentare a dosarului penal. Și în cazul în care judecătorul s-a expus asupra legalității intentării, eliberând mandat de arest, deci logică dânsul nu poate să se expună că intentarea a avut loc cu încălcări procedurale, prin urmare să-și taie craca de sub picioare, considerând că mandatul de arest a fost eliberat ilegal. Deci, a doilea motiv este că instanța de judecată, domnul Bularu, deși a acceptat demersul apărării să oblige procurorul să prezinte probele cu privire la intentarea dosarului penal, ulterior, în ședința în care am anunțat recuzarea, a considerat că nu mai sunt relevante aceste probe și a dispus ca să examinăm în fond fără să fie prezentate aceste probe. Deci, prin urmare, noi am anunțat recuzare. Și un al treilea motiv a fost că domnul Bularu, totuși, a favorizat procurorul în raport cu apărătorii. Deci, dând demers sau dând acceptând toate demersurile procurorului, ceea ce ține de demersurile și cererile apărătorului, toate au fost respinse ca fiind neîntemeiate. Deci, și un motiv care, nu știu, instanța de care a examinat acum ea în cerere de recuzare, deci noi am în confortat cu prevederea articolului 313, am solicitat ca să fie invitat în ședința judecată toți participanții care ar putea prin ordonanța anulată să le afecteze drepturile și interesele. Mă refer la ceilalți arestați care sunt, mă refer și la același Gorbunțov, care de altfel a fost citat și la Rășcan, pentru că dumneavoastră știți. Deci domnul Bularu ne-a respins și în cazul de față. Deci dânsul a încălcat norma imperativă 313, care prevede că judecătorul de instrucție este obligat să citeze în instanța judecată părților care prin ordonanța anulată ar putea să afecteze drepturi și interese. Deci, ca să înțelegem clar, a fost abateri de la lege, câteva ilegalități s-au comis pe parcurs, da? Da, asta este părerea și pentru asta am și anunțat recuzarea domnului Bularu. Ce va urma? Vom urma ședințele de judecată? Tot așa? Da, rămâne să ne prezentăm la domnul Bularu ca să continuăm procesul privitor la declararea nu la ordonanții de intentare a dosarului penal, în privința lui Renato Satu. Cum credeți? Tot așa va fi anulat? Cât va mai dura aceasta? Păi, noi suntem apărători, trebuie să ne prezentăm, trebuie să ne expunem, trebuie să prezentăm probe, iar hotărârile instanței avem doar o singură soluție, de a le contesta în instanța ierarhică superioară.